Libertate, fantezie, siguranța nu există. Sclav în propria țară, unde hoții tot insistă. Înainte, prin probleme, dezbrăcat la purul gol. Bună ziua, seara și bine v-am găsit la o nouă discuție cu priză într-o zi minunată de miercuri. Sunt aici cu domnul Cucu, pe numele adevărat Horațiu Adrian. Cuc. Cuc. Salut, mă gândeam că zici și prognoza meteo, că sunt 25 de grade afară, că e cald afară, că e bine. Vreme bună, da. E și Emi pe aici prin spate, ne tratează cu spatele că nu vrea să ne bage în seamă și filmăm la băieți la studio, unde am filmat și primele două episoade cu... Doar cu unul în pod și unul tot aici, doar că pe altă lumină, cum să-l spune. Cred că se vadă bine, nu? Da, se vede bine. Avem aici mai mulți... Cum se spune soare la plural? Sori. Sori. Aveți lumina asta scumpă, că mereu da. Mă uimește. Au, dacă vreți să știți, au patru neoane prinse cu un cablu și pe care le ține Emi în brațe. Și noi reușim să filmăm. Mersi mult, Emi. Cât crezi că poți să stai așa cu ele? 20 de ani. Nu prea vorbește, de ce nu vorbește Emi? Mai cam poate. Tăcut astăzi. Domnul Cucu, ce faci? Bă, bine, ce să fac? În pauză, că azi... N-am avut nimic de montat și de filmat. Ba, de fapt am filmat un challenge înainte să vii tu. Tot pe canapea asta, tot în acest loc. Tot... Când îl băgați? Îl băgăm la altcineva pe canal. Ah, ok. Dacă vrei pot să zic numele, dacă vrei să o promovezi pe fată. Zic. Micael Darla. Ah, cred că o știu, că am și pe Instagram. Da. Urmărește? A? Da, trebuia să filmez și cu ea. Parcă am vorbit, nu mai știu. Păi, dacă veneai acum jumătate de oră, o găsești și pe ea. Data viitoare! Data viitoare! N-am noroc. N-am noroc de... Da. Bun, tu te ocupi în mare de postări, nu? Tu... De postări, bine, de partea tehnică, de ce înseamnă pus lumini, pregătit decor, montaj, filmare, uneori bine la clipurile muzicale, avem pe cineva care ne filmează și ulterior eu montez ce se filmează, colorizez. Ce băiat harnic, da. Care are și cană personalizată. Da, am cană mult. Cu Cucu, stai cu o aduc. Îmi place mult cană. Da, e igual acum, dar o duc și o să... Pare puțin ochi. Țin-o mai să pară da. Plină. Da, e foarte mișto. Stau așa cu ea, știi? Da, e, ceva, e o poziție foarte naturală să stau așa. De partea e sigla, nu? Sau ce aveți? Da, e sigla noapte târziu. Frumos așa. Am primit o cadou acum un an, cred. A, nu vi l-ați făcut voi, nu, ne-am primit cadou. Nu suntem atât de narcisist. Nu suntem. Și au niște căști roz aici, da, dacă n-ați niște căști roz, avem și o cheie și un... avem multe chestii, un pix. Bere, n-avem, că tu de obicei știu că ai... Mergeau. Ai uitat să iei bere, noi nu avem bere la studio, că noi nu bem. Ei nu consumă alcool, deci trebuia să vin eu să le stric Feng Shui, să vin cu niște bere, n-am venit. Bem doar Bex. Sponsor. Data viitoare. Da. Zi-mi câte ceva despre tine. Tu ești din, nu mai știu, Timișoara? Măi, nu. Eu sunt din Topa de Criș, nici vorba lui Cuza, nici eu nu găsesc. Cum? Câteodată, Topa de Criș. Da, e undeva în județul Bihor. La 51 de kilometri de Oradea și 101 de Cluj. E pe DN1, adică îl găsești ușor. Hai că acum schimb faza cu Cuza, că Cuza zicea că nu găsesc prea repede, dar e o localitate destul de, nu știu cum să zic. Casa ta și mai era o casă, nu? Da, bine, sunt vreo 200 de locuitori, dar în întreaga comună, e o comună destul de mare, sunt vreo 15.000 de locuitori. Și în Timișoara am mers la facultate, adică nu sunt din Timișoara, că foarte mulți cred că eu cu Cuza suntem din Timișoara, dar de fapt noi ne-am întâlnit acolo în Timișoara la facultate și, ce să zic, sunt din Topa de Criș, adică e o localitate neimportantă, dar liceul unde am făcut liceul în Vadul Crișului lângă, adică comuna din care face parte Topa de Criș și liceul respectiv e primul liceu din mediul rural din țară. Da? E făcut de vreo 65 de ani, 70 de ani are liceul, adică e foarte vechi. Și are o grămadă de olimpici, anual, olimpici la sportiv, limba română, matematică, fizică, tot ce vrei tu. Se învață pe rupte acolo, nu? Da, chiar se învață. De acolo ar fi mers mișto un reportaj, o emisiune. Băi, da, să știi și... Bine, acum a început să se urbanizeze locul ăla, adică s-au făcut și magazine, hipermarketuri și așa mai departe, dar e frumos, adică dacă ai ocazia să mergi pe acolo, și probabil ai fost prin spectacol, prin zona aia. Chiar acolo ai fost doar prin Oradea și n-ai fost chiar acolo. Chiar acolo nu, dar acolo e și defileul Crișului repede, adică sunt foarte multe chestii de văzut. Și băieți au fost, am avut concert de acum vreo 3 ani și băieți au zis că trebuie să revenim cândva și să vizităm locurile acolo, că sunt foarte frumoase. Și pește și păduri. Da, acum. Da. Și cât de mândru ai fost că ai avut concert acolo, gen acasă, cum ar veni, sau aproape de casă? Păi, știi ce, chiar m-am simțit mândru, doar că
N-a venit nimeni. Nu pot zic că din cauza băieților, dar băieții aveau o nuntă și noi, bine, zilele satului comune se țin sâmbătă și duminică, dar de câțiva ani se ține și sâmbătă și duminică, pentru că acum au mărit bugetul și vin mai mulți artiști. Și noi, în loc să cântăm duminică în ultima seară când vine toată lumea, am cântat sâmbătă pentru că băieții trebuia să meargă la o nuntă în Târgu Jiu și am cântat pe la, nu știu, 7-8 seara și erau vreo 100 de oameni, 200 de oameni. Dar a fost mișto, adică a fost o mișto atmosferă, au fost și părinții mei, frații mei, a fost toată lumea, a fost foarte tare. Ce mișto. Tu ai avut un... Nu, no, ai mei n-au fost la stand-up și nici n-aș vrea să vin. Da. În schimb, Amy, nu știu dacă, nu cred că ți-a povestit Amy, nu cred că ați ajuns la discuția asta cu Amy. Amy, acum vreo un an jumate, cred, nu știu că greșesc, am avut la Motru concert și au venit, nu la Motru, sau unde a fost faza? La Deva. La Deva, am avut concert la Deva și părinții lui i-au făcut o surpriză, adică au venit și ei, erau acolo primul rând. Ma, ai plâns? Nu. Nu? Nu, dar era la modul, ce caută mama aici, ce se întâmplă, nu pot să, nu, nu pot să cred. Făceam o poză cu niște fani și a fost o poză mai mare de club, știi? Și m-am dat, mai ia cineva în brațe, apas și eu în poză, și uite, așa, ciudat. Și când mui maică, mă zic, what the fuck? Frumos, frumos. Unde ați mai avut concerte acum? Am văzut că ați fost plecați, adică în fiecare weekend ați plecat. Mai weekendul ăsta, de exemplu, am avut la Bazna. Eu nu știam, am auzit de Bazna, dar nu știam. E o comună unde, bine, turismul nu prea mai merge, din păcate, dar e cu apă termală, vin oameni să, nu știu, să-și... Ne povestea un domn că veneau oameni care aveau probleme destul de grave, adică veneau în cârje și după 3 zile de stat acolo, aruncau cârjele și mergeau mai departe. Și sași acolo de origine. Da, da, nu te înșeli, sunt foarte mulți sași pe acolo. Undeva de medie și turme veni. Dar frumos, aia a luat verdeață, cu... arhitectură frumoasă, liniștit, așa. Adică la un moment dat știu că vorbeam de cazare și la un moment dat mai făceam necatrică când mergem în zone mai, nu știu cum să zic, în comune sau așa, făceam necatrică că, bine, cazările nu sunt hotel de 5 stele, nu ești cu hotel de 5 stele, dar la un moment dat ziceam că e piscină și când am ajuns acolo era un hotel destul de mare cu o piscină foarte frumoasă, nu știu dacă mă rog pe Instagram, probabil l-ai văzut. Adică arată foarte frumos, adică nu mă așteptam să văd în Bazna, adică undeva în middle of nowhere să fie chestia, adică foarte tare. Gata, mă duc! Da, acum. E de mers acolo, deci la Bazna și la Vadul Chișului să ții minte unde trebuie să mergi. Cât e o cameră? Bă, să știi că destul, e 300 de lei pe noapte. Cât? Dar beneficiezi de apă termală cu sare și cu nu știu ce naiba cu... Păi să mă dea primarul cu sare la banii aia, să vină primarul să-mi aducă semișurile la 300 de lei. Da. Da. Parcă, na, bine, poate merită, exagerez eu. Nu, chiar e scump, e scump. Nu-i scump, frate, stai să vezi dacă e pentru tine. Da, da, eu n-aș da, dar nu-i scump. Bine, oricum tu te apropii de pensie, probabil o să ai cupoane de alea de reducere. Da, dar nu, la cât, la 60 și... Emi, tu cât faci, 58? Oricum, tu ești mai aproape de 50 decât de 9 ani. 8. Da. Da. Că-s mai aproape de 50 decât de 9, că am 30. Na, nu e mult. Na. Băi, mă, uită-te acolo. Uită-te la copii pe YouTube. A, uite că deja știa că tu să ceva. A simțit. Da. Bun. Zi-mi când ai venit la... dar stai că știu. Da. La voi e prost că știu. Îți bag femeie în clip. La voi e prost că știu toate poveștile, că le știu și de la el și de la el, să nu te întreb. Poți să mă întreb ce nu... N-am auzit ce mai întâi. Hai să... De noaptea târziu, știu cum v-ați întâlnit, zi-mi... Tu mai ții minte prima dată când ați cântat? Da. Prima oară când am cântat, bine, neoficial pot să zic că... La un moment dat am cântat mai multe, cred că în marțea cântam în Timișoara, cred că acolo te-am cunoscut și pe tine, la... Cum naiba se numea? Era un hotel, într-un hotel era un pub. La... Era nou făcut, hotel, la... Charlie's Pub. La Charlie's Pub, da. Acolo cred că ne-am cunoscut, la Pirat sau la Charlie's, nu știu exact unde ne-am cunoscut noi. Cred că la Charlie's și pe aia am fost la Pirat. Da. La Pirat era la karaoke. Da. Sau ceva și am fost la karaoke. Acolo te-am văzut, acolo am văzut pe prima oară Badu, la tine. Da, și... Prasta alegere. Nu știu ce zic de concertul ăla, dar primul nostru concert a fost la mine în zonă. Nu știu cât se numește satul. Și singura chestie pe care o țin minte și nu o să uit niciodată e faptul că aveam două monitoare stânga-dreapta și nu ne auzeam deloc. Și la un moment dat stăteam cu Cuza și cu Licurici, pe atunci era Licurici, stăteam și
nu știu să zic, era scena aici, noi eram... Ramona, mă, uiți! Da, și Ramona. eram cu călcuiul pe chestia aia și era să cade pe scenă de vreo 3 ori. Dar a fost tare. Adică a fost atmosfera frumoasă, oameni bine, jumătate din publicul cunoșteam, gen, toată lumea mă știa și era puțin acord la un moment dat, dar a fost mișto. Practic la tine în sufragerie. Da. Ai uitat vreodată versurile? Da, se întâmplă. Se întâmplă foarte des. Și bine, acum în ultima perioadă, sincer, nu am uitat. Dar se mai întâmplă câteodată, de exemplu, am avut acum vreo lună un concert și eram foarte, foarte obosit și efectiv urma să cântăm piesa aia cu Bacu, dacă o știai, pe Despacito, și știu că am partea mea pe prima strofă și efectiv am uitat să intru pe parte, gen, și la modul noroc că băieții mei m-au scos și au cântat ei în locul meu și eram asta că trebuie să cânt. Dar în rest, în ultima perioadă nu greșesc, dar la început de primele 2-3 luni și de la emoții și de la faptul că erau piesele foarte noi, nu țin aminte versurile. E cum ai zicea că și-am mai uitat versuri. Bă, se întâmplă, să știi că foarte zic că mamă, cum naiba să uiți dacă tu ai scris piesele sau dacă tu cânti pe piesă, dar se întâmplă, adică nu știu, ori de la faptul că ești obosit, ori de la faptul că, nu știu, ești prea entuziasmat și efectiv când te ia valul sau te ia valul și așa. Și dacă se întâmplă ceva, credeam că, e ok. Bine, până să nu credeam că se întâmplă ceva, că vor ceva de la mine. Da. Am făcut preinfart, Emi. Emi, mai ești cu noi? O să-l spun. Deci da, se întâmplă să uiți versul. Place de el. Mă, mie îmi place, încă îmi place de el, e băiat de treabă, foarte de treabă. Zi-mi cel mai tare concert. Cel mai tare concert fără dar și poate. Bine, am avut un concert și de 100 de oameni și a fost foarte mișto, dar am avut cel mai mișto concert, a fost la Forța Zoo acum câteva luni, în mai l-am avut Emi, mai trește Emi? Cred că în mai, da. Unde au fost 110.000. La final de mai. 110.000! Bine, îți dai seama că noi vedeam, practic, cred că vedeam vreo 50.000, că restul erau așa în lung, era piața aia mare și restul erau așa, erau câțiva kilometri, erau un lung, îi vedeai așa în lung, oameni. Adică a fost tare la modul că am avut foarte mare emoții, am avut emoții mai mari înainte cu o zi când am avut probleme de sunet, când ne gândeam că o să fie plină piața aia, dar în momentul când am intrat pe scenă, efectiv, nu știu, parcă s-a dus toată emoția și gen am auzit publicul că reacționa la ce spuneam noi și au fost cele mai tare 10 minute din viața mea, sincer, adică nu știu dacă s-a întâmplat ceva mai tare decât treaba asta. 110.000. 110.000! Și am mai avut de în jur de 50.000 de oameni în Neptun sau Mangale, nu mai știu exact, la Europa FM pe plajă. Am cântat împreună cu Voltaș, pe care îi ascultam când eram mic și plăr, am făcut și o piesă cu el, adică e o chestie foarte tare. Da. S-a ajuns să ai, nu idol, nu știu să zic, erau niște oameni pe care îi respectam când eram mic, că îmi place și muzica rock și muzica pe care o fac cei de la Voltaj. Și acum un an și ceva am făcut prima piesă cu ei, bine, prima și singura momentan. Dar a fost tare senzația să facem. M-am făcut și un stand-up cu Radu. Da, chiar că. Radu Pietranu, pe care îl pup dacă se uită! Sigur se uită cumva, da. Nu știu ce să zic, nu cred că se uită. Poate dacă era un nume mai important în emisiune, poate se uita, dar așa. Sau cine știe, poate se uită să vadă ce face cucu de la noapte târziu. Zi-mi, când ai tu timp liber așa și stai pe la calculator, da, pe YouTube, la ce te uiți? Măi, mă uit în principiu la vlogger străini, mă uit și la ai noștri, adică îmi urmăresc și pe Shelly, și pe Bie, și pe Mimi, și pe toți, pentru că, na, suntem o comunitate, suntem prieteni între noi. Bine, unii sunt, se hate-uiesc între ei, nu dau nume, dar sunt unii care se hate-uiesc degeaba. Priza cu... Dar, în principiu, eu cred că cel mai urmărit de mine e PewDiePie. Și îl urmăream, l-am dat și pe Logan Paul, dar a fost faza aia, a fost chestia aia cu Japonia, nu mi-a plăcut ce a făcut, după aia mi-a plăcut cum a comeback-ul lui, cum a revenit cu video-ul ăla. Dar cred că cel mai mișto om de pe online străin e PewDiePie. Da, e și, nu știu, are și ironia aia, plus de asta a început de la, bine, cam toți youtuberii mari și vloggerii mari au început de jos și că nu erau neapărat bogați. Și povestea lui PewDiePie, nu știu dacă o știți, dacă o știi, de fapt. Adică a fost la modul, n-avea bani să mănânce o, nu știu, să-și cumpere o pâine și a ajuns acum să fie wow. Milionar. Da. Dar am văzut clipul, cât de mult se bucura, a făcut el un clip, când a făcut 100 de abonați, când a făcut 1000. 100 de abonați a făcut, uite că există șanse pentru oricine, a făcut 100 de abonați în câteva luni și 100.000 de abonați a făcut în 4 ani. Sau 5 ani de activitate, de să-ți faci. Și la modul pe atunci 100.000 de oameni erau mulți, dar nu câștigai atâția, nu câștigai bani. Era în modul doar, făcea pentru comunitate, adică efectiv omul se juca și făcea
chestii în Photoshop și în Premiere. Că el e foarte bun, el pe editare, că bănesc că te-ai uitat la clipurile lui, nu par foarte mișto, zici că mamă ce-i filmat cu, zici că e filmat cu săpunul și cu săpuniera și montat cu, nu știu, cu Windows Movie Maker, gen. Dar omul efectiv așa montează el pentru că așa a prins el, efectiv prin naturalețea aia și chestia aia simplă, exact cum e și Codrin Bradea. Că pe el știi mai bine și el, el la regie sau la ce e, nu? E ceva cu film și așa. Și el la fel, el dacă ar vrea să facă montaje mișto, ar face, doar că ăsta e stilul lui, ăsta e așa prins el, așa a rămas. Nu știu, că își plătește singur, Taixul nu-i plătește pe acolo. Că nu mi-a spus. A, și pe Codrin îl urmăresc, am unul dintre... Păi începuse să posteze, nu știu ce era cu el, posta mai des, dar acum nu mai știu, parcă n-am mai postat, nu m-am uitat, sau n-am primit notificare. Și nu l-am mai văzut. Și pe Eco, dacă se uită, mersi pentru pachet, mi-a dus pachet de la mama. Ți l-a dus dacă mi-ai zis atunci că ți-a dus. Da. El e de la, mama lui e de la mine din sat, adică suntem oarecum constăteni cu Eco. El a cântat pe acolo, a avut și concert în zonă, a avut, da, și eu știu pe Eco din liceu, că oarecum eram competitor, că eram la concursul de cântat, el cânta rap, eu cântam altceva. Și eram competitor oarecum. Și ne-am prietenit ulterior și am văzut că și biserică. Nu cântam. În biserică, să știi că îmi plăcea să cânt în biserică când eram mic. Adică îmi gânam preotul, eram Doamne, miluiește. Ce cântai tu? A? Ce cântai tu? El cânta rap, tu ce cântai? Eu cântam Bill Withers, de exemplu. Ce? Bill Withers. Ce ăla? E un cântăreț. Ce negru, nigga. E blues sau habanam, pop rock, pop. Da, se cântam. Da, uite că vorbesc cu mai mult cu Emi decât cu tine, dar ok. Te păi probleme. Vă și știți de mult. Da. Da, ne știm de mult cu Eco și cu... Păi Codrin l-am cunoscut chiar înainte cu o lună să începem noapte târziu. Adică asta a fost culmea, că ne-am cunoscut în aprilie și în mai am început proiectul cu Cuza. Ia auzi, ar fi putut să fie Codrin Cucu și Eco. Cum era? Da, chiar. Da. Sporturi? Ai treabă cu sport, cu vreun sport? Măi, băieții fac catrică de mine că eu am făcut fotbal, dar n-am fost cel mai bun fotbalist. Și toată lumea face catrică că am fost la Dinamo București, dar... Fratele meu a avut mai multă treabă cu sportul. Fratele meu a jucat la FC Bihorul și la Luceafărul. Dar a jucat și el, nu știu, a jucat vreo 3 ani până s-a apucat să... Bea o berică, două, să mai fumeze, să una altă și să fac alte chestii. N-am făcut chestii de asfale. S-a îngrășat probabil. Dar am făcut fotbal, am un liceu ca toată lumea. Da, vine și Emilio. Îmi place la liceu la viză pe canal tot timpul. Un liceu ca toată lumea, am făcut și handbal și baterie, salut. Te pup. Am făcut și Tot te-am întrerupt, dai și mie drogardul că ar cam trebuie să plec. Aoleu, păi stai să vedem. E în cameră? Și ce mai zici, Emi? Ce mai faci? Ce să zic, o să vreau pe asta cu profesorul cu fotbalul. Te povestea nouă că dacă nu își dupea piciorul lor ăștia la Dinamo, că a venit să ne impresia să-l vadă și l-au aplaudat când jucat pe ăsta, pe la FC Bihor, n-a jucat el. Zi, măi! Dar îl văd fotbalist așa. Are ceva fizic. Mă uit, încă mă uit la el acum și nu-mi dau seama ce a perturbat această dezvoltare a unei mari speranțe fotbalistice din România. Chiar prea... Nu ne-am o speranță mare, a? S-a stins, simplu. Se descurcă Național Under și fără el. Dar părea. Ne-ai văzut ce gol a dat ăla? Cum îl cheamă? Ianis din Cordea? Ne-ai văzut că astăzi a luat puțin din stilul Ilies Vlogs. Ai văzut? Nu? Da. Acum ce mă, să faci casă? Nu, vrea să aplice pentru... Vrea să aplice pentru cosplay. Stai că nu merge, stai că... Și el cu iubita lui au... Nu, și... Bine, de așa, să nu spun foarte zi. Și să mai îmbracă în personaje, știi? Să vină tot timpul altul acasă, înțelegi? Zi, mă! Auzi? Auzi că vreau să facem cineva. Mai face poștaș? Da, poștaș. În altă zi a fost școlar. Da, pot. Într-o zi l-am băgat foarte matur. Dar nu poți să-mi dai cardul pe care le ai? Nu le-am pe niciun card, că am transferat cardul să filmeze, am filmat Bad Jokes și am stres tot. Băi, am eu card în telefon dacă vă aștept ceva. Da. Bun. Dar dacă aștept, n-am ce să fac. Bă, ce-a rămas? La sporturi. Așa. A povestit Emi. Da. A povestit el bine, cum în stilul lui. Da, m-am făcut fotbalul, cred că a fost cel mai... Vezi cum spuneam? Practicat sport pe care l-am făcut.
Și eram și foarte microbist și sunt dinamovist, cred că știu că ești. Dar mi-a plăcut sportul foarte mult și printre astea cred că am făcut și dans. Adică a tot... Mi-a plăcut sportul, da. Să-l vadă. Ce am făcut? Street dance, pot să zic că a fost. Bine, n-am fost, încercam să fac, am făcut și break dance. Da. Da, până când am avut o trupă, am concurat la câteva concursuri și la un moment dat un prieten al meu era mai nu știu să zic, piulea foarte mult și la un moment dat a avut niște probleme la școală și efectiv atunci s-a destrămat trupa și n-am mai făcut nimic, efectiv părinții lui nu m-a lăsat să vină să facă antrenamente cu noi și ne-am lăsat. Deci după aia a venit facultatea. A fost chestia aia, gen în 11, știi cum e când termin 11, că mamă, o să rămâne cea mai bun prieten, o să călătorim peste tot, după ce terminăm liceul. Mai rusc o singură persoană de acolo, din păcate, dar când ne vedem, mai depănăm amintiri și chestii, dar mai puțin. Știi acum că... mă gândeam, că noroc că a avut Mihai Petre, că s-a lăsat cucu de dansuri. Da, că a... Ce-ai mă, era dansul pe tine, era la ediția 200, ești nebun cu mine. Era... Nu se termina atât de repede dansul pe tine, era... Și Ștefan Bănică încă era la Pro TV, dacă se întâmplă asta acum. Da. Băi, mă uitam că trebuie să iau din loc. E și 35. Dar mai facem, că oricum vreau să fac episoade mai scurte, nu știu cât avem acum. Dar facem partea a doua, partea a treia, partea a patra, găsim anumite subiecte. Și mie îmi place, mie îmi place foarte mult să stau, la taină, cum zice iubita mea, să stau la taină. La povești. E tare. Și data viitoare să fim cu berică, cu ceva așa. Data viitoare promit că aduc bere dacă nu uit. Mersi că v-ați uitat la acest episod mai scurt și ne vedem data viitoare. Pace. Să nu uitați să dați acolo un subscribe la fratele nostru Priză, Instagram, share, tot, să dați și mie la cucu, să dați la noaptea târziu, să dați post tot acolo, share-uiți tot, share-uiți, like, subscribe, dați propoțelul, viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de-a fi. Și n-am altă replică la situație decât se la vi. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de-a fi. Și n-am altă replică la situație decât se la vi. Când totul merge bine.